Vă mai amintiți ce spuneam în primul consiliu, că partea sportivă este cea mai importantă? Este logic să fie așa. Ai câștigat? Mănânci. Ai câștigat? Nu intri la imunitate. Uite, îi vedeți în spatele meu? Toți cei care sunt buni pe parte sportivă îmi dau dreptate. În acest weekend, războinicii vor poposi la Cluj-Napoca, la Didina și la mine acasă. Cine credeți că va fi primul războinic sau prima războinică care va ajunge în această seară la Cluj-Napoca? Primul războinic sau prima războinică care ajunge la noi în casă este Roxana Ghiță, războinica noastră, alături de prietena ei Vivi. Bine ai venit la noi în casă! Și o familie de ardeleni își primește întotdeauna prietenii cu suică de prună. Sper să mă fac auzit, că nu mă lasă cățelul. Suica de prună este pregătită pentru Roxana Ghiță și prietena ei cea mai bună, Vivi. Ce faci? Wow, ce primire! Suică de prună! Vă iubesc, bine ați venit la noi în casă. Și am niște emoții enorme. Vă pupăm și vă iubim. Multe surprize o să vă aștepte în weekendul ăsta, vă promit. Ca de fiecare dată când se ajunge la Consiliul de Imunitate, știm toți pe cine susține. Vot Albert! Împreună cu voi toți, din nou o să-l salvăm pe Albert. Duminică va ieși favoritul publicului. Votăm Albert!